Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o altfel de înregistrare. Astăzi, trecând prin Casa Părintească, am găsit o carte care mi-e dragă. Am primit-o cadou de la un domn deosebit. Cei care sunteți în Pitești, probabil că îl știți, pe domnul doctor, profesor Octavian Mihail Sachelarie. Această carte, una dintre cele scrise de dânsul, Imposibil are întoarcere, confesiune afective, mi-a atras astăzi atenția. Și când am revenit în apartamentul meu, am zis, simt nevoia să citesc din ea și am deschis la... Imediat, imediat, la... Și vreau să vă citesc. La acest capitol, sinceritatea poate ucide. Dar, înainte să ajung aici, vreau să citesc un pic păreri, care probabil că au legătură cu partea mai uh, foarte importantă, mai foarte importantă, mai foarte. În fine, hai să vedem. TACTUL, o dovadă de înțelepciune. Domnule, ce tact are Xulescu? Probabil că ați auzit sau ați afirmat asta de multe ori în viață. Ce înseamnă să ai tact? foarte multe lucruri. Să știi să protejezi orgoliile fiecăruia. Să știi să asculți. Să încerci să aplanezi. Conflicte. Da? Să-l pui pe celălalt în valoare. Să nu dai în el când e căzut. Să treci peste cuvintele spuse la nervi. Chiar să minți, după cum vedeți în ghilimele, în anumite momente. Și lista ar putea fi îmbogățită. Tactul. Este sau ar trebui să fie o calitate umană, derivând din educație și dintr-o cultură pozitivă în relațiile cu semenii noștri. Este și diplomație, dar este în primul rând o dovadă de iubire și de înțelepciune. Sunt un privilegiat, spune autorul. Am lângă mine persoane care au acest har. Întrebarea mea este: voi aveți? harul acesta, voi aveți asemenea persoane lângă voi? Cum? Discrete, conciliante, supuse, în ghilimele, prieteni adevărați, au tactul de a accepta de la celălalt partea plină a paharului, au capacitatea de a tăcea atunci când trebuie și de a vorbi cald și argumentativ atunci când se cuvine. Cred că tactul nu trebuie să fie numai oficial. El ar trebui să însoțească fiecare relație umană. Și cel care are tact în relațiile umane are sigur șansa de a fi respectat și acceptat ca persoană credibilă. Și v-aș mai da un sfat. Acceptați lângă voi asemenea oameni. Sunt credibili și de nădejde. Nu vă vor abandona niciodată. După ce am citit capitolul Sau semicapitolul pe care urmează să-l citesc. Am simțit nevoia să răsfăiesc cartea și am, am descoperit acest, această secțiune. Mi s-a părut foarte interesantă și, până îmi pregăteam să filmez, am observat, dragii mei, că este pagina 77, număr maestru. Cred că, pentru unii dintre voi, dintre noi, aceste mesaje sunt foarte importante acum. 7 este un număr spiritual. Șapte este numărul lui Saturn, al profesorului, profesorului care ne arată niște lucruri. Acum acum să continui cu ce am vrut de la început să împărtășesc cu voi. Un lucru foarte, foarte important. Sinceritatea poate ucide. Unii dintre noi o consideră, pe bună dreptate, una din calitățile umane indispensabile, unor relații umane normale și de succes. Vreau să fiu sincer cu mine, ați spus multora sau unora la un moment dat. Auzim frecvent acest imperativ, îl cerem de multe ori, numai că lucrurile sunt mult mai nuanțate decât ne imaginăm. Și aș reda aici considerațiile lui Andrei Pleșu, care ne-ar putea da o perspectivă mai largă asupra fenomenului. Andrei Pleșu spune, sinceritatea nu e totuși o valoare absolută. Ea poate fi grobiană, inoportună, vanitoasă, ipocrită, poate fi pe scurt Imorală. Gestul sincerității, scuzați-mă, gestul sincerității nu se justifică decât dacă e dublat de o cântărire atentă a efectelor lui. Nu oricine își poate permite sinceritatea și nu dinaintea oricui, și nu oricând. Înțelepciunea constă adesea în abilitatea de a alege bine clipa sincerității. Dacă sinceritatea ucide sau te ucide, dacă ea falsifică grav contextul și relațiile umane, atunci ea nu trebuie practicată cu orice preț. Există sincerități care te pot falsifica. Ciudat, nu? Așezându-te într-o tabără din care nu faci parte, pe acestea nu ai dreptul să le profesezi. Există, prin urmare, o anumită strategie a vieții intelectuale de care trebuie să ții cont. Sunt momente când trebuie să-ți amâni convingerile sau să-ți le depășești. Știu că e periculos ce spun, dar pericolul sincerității de tip Oiștea în gard e la fel de mare. Da putem recunoaște că nu ne-am gândit la atâtea implicații. De multe ori, sinceritatea este văzută ca adevăr indubitabil, când de fapt ea ține mai mult de afectivitate și de comportament, în timp ce adevărul este o categorie rece, din punct de vedere emoțional, gen, după cum știți, asul de spade. Poți fi în anumite momente distrugător de sincer, fără ca asta să producă efecte tămăduitoare. Putem da dovadă de sincerități meschine, goale de conținut, pe care le dorim și le imaginăm ca adevărate izbânzi intelectuale și personale. De foarte multe ori uităm că sinceritatea care ni se cere sau pe care o cerem înseamnă relația dintre cel puțin două persoane, fiecare cu personalitatea sa cu slăbiciunile și așteptările sale. Da, uneori, fără să vrem, putem ucide cu sinceritatea noastră. Oh. Evident, am vorbit despre numărul 77 mai devreme, care se reduce la 14. Da? 4 și 1, 5. Marele preot. Tactul. Când vorbești de credință, când judeci, când dai sfaturi. Are legătură și cu sinceritatea. Dar la sinceritate adaug altceva. 78. 78 se reduce la cât? La. La 15. Sper că nu greșesc. Dacă e 15, se reduce la 6. Și atunci avem interesant. E un mesaj foarte important pentru foarte mulți care vreți să înțelegeți vibrația acestui an, anul cu numărul 6 sau sub vibrația lui 6. 6 reprezintă întregostiții, relația dintre cei doi pe care o dorim sinceră, dar când putem manifesta această sinceritate? Altfel putem să trecem în relația toxică a diavolului, numărul 15, da? în care manifestăm o falsă credință că sinceritatea este, cum se zice aici, adevăr indubitabil. Nu. Nu. Trebuie să știm când, cu cine și cum putem să fim de sinceri. În fine, puteți să mai comentați și voi. Eu am vrut doar să fac așa o mică prezentare. Mai sper că am calculat bine din câte mi-aduc aminte, da? Da. Apropo de, de diavoli, de îndrăgostiți. În momentul în care ești lângă cine trebuie să fii pur și simplu, nu știu, cred, cred. Dacă greșesc, nu știu, eu, eu doar o stare, un gând de moment, la care o să meditez mai mult, să văd dacă am greșit sau dacă am canalizat ceva adevărat. În momentul în care ești lângă persoana potrivită, sinceritatea pur și simplu există. Nu mai o simți. Nu ai nevoie să o ceri. O manifesti pur și simplu prin dragoste, pentru că e dragoste. E dragoste pură, e recunoaștere, e co-simțire, co și nu mă refer la a locui într-un loc fizic, coabitare în acea relație, în care masculinul și feminul se completează armonios și ca să existe armonie și această completare bănuiesc că sinceritatea este ca o o aură, nu? Care îi protejează pe cei doi. În momentul în care ieși din acea aură, se manifestă diavolul. Relația toxică, adictivă, în care apare minciuna și, pe urmă, când simțim că ceva e neregulă, cerem sinceritatea și, mai bine, nu o cerem. Mai bine rămâneam în aura respectivă sau așteptam persoana care ne completează. Cu răbdare. Cu răbdare. În fine, nu știu ce am. Am așa o stare de melancolie. De dor, poate. Dor de sinceritate. Dar o sinceritate care nu ucide. Sinceritate care creează. Dacă simțiți nevoia să scrieți ceva legat de aceste idei, sinceritatea care creează, vă rog frumos. Desfășurați-vă talentul prin comentariile pe care le aștept. Să le citim cu toții. Să... Creștem împreună. În fine. Vă doresc o seară frumoasă și rămâneți nemauzi la următoarele etalări. Numai bine. Ceau, ceau.